Ucraina pare să fie în pragul unei noi revoluții. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev pentru a cere demisia guvernanților. Îi acuză că au întors spatele Uniunii Europene în favoarea cooperării cu Rusia. Cei mai înverșunați protestatari au dobărât o statuie a lui Lenin și l-au avertizat pe președintele țării că următorul care va cădea va fi chiar el. Astăzi, manifestanții intenționează să blocheze sediul guvernului. Căderea statuii lui Lenin a fost salutată cu urale. Monumentul înalt de câțiva metri a fost doborât de un grup de militanți naționaliști, fără ca forțele de ordine să intervină. Te că 22 roki nezalezhnosti, vin stăiau tut, în centru Kiev, simbolizuvalo te că ocupaţiini nasledkim ще не подолани. Statuia a fost decapitată, iar chipul lui Lenin, lovit cu ciocanele, a fost dus în piața centrală a orașului, ocupată la acea oră de sute de mii de oameni. Liderii mișcării de protest au precizat totuși mai târziu că nu ei au ordonat demolarea monumentului. Opoziția susține că numărul manifestanților s-a apropiat ieri de 1 milion. Protestele au izbucnit după ce președintele Ianucovici a anulat semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Câteva acțiuni represive brutale ale poliției i-au înfuriat și mai tare pe manifestanți. Protestatarii au început să ridice corturi și baricade lângă sediul guvernului ucrainean pentru a-i paraliza activitatea. Liderii opoziției au chemat la grevă generală și au avertizat pe manifestanți să nu se lase provocați și să nu recurgă la violențe.